Sunt Otriniel Suciu și de data aceasta, împreună cu noi, este Ionuț Bălan. Te salut, Ionuț! Și eu te salut, Oti, salut și pe cei ce ne urmăresc și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, mă bucur că ai acceptat să vii împreună cu noi. Ionuț este slujitor în Biserica Muntele Sionului, este ordinat ca diacon, slujește și prin implicare în comitet. Dumnezeu l-a hăruit în domeniul acesta și mă bucur foarte mult că putem împreună să slujim în această biserică frumoasă. Bine, nu-s la nivelul tău, dar cred că fiecare de la nivelul pe care Dumnezeu ne-a așezat. Avem rolul nostru. Exact. De ce a venit Ionuț după masa asta, în seara asta aici? A venit să ne vorbească despre misiune. Numai ce a ajuns dintr-o misiune din Uganda, și l-am chemat ca să ne împărtășească din experiențele pe care le-a avut acolo. Credem că este foarte oportun și bine primit experiența pe care a avut-o. Ionuț, cum de-ai ajuns în Uganda? Bună întrebare. În urmă cu aproximativ 5 ani de zile, eram la o seară de rugăciune la Tăuță Măgăreuș împreună cu tatăl meu și cu alți frați din Biserica Muntele Sionului. Acolo, la un moment dat, am avut o descoperire, o lucrare, printr-un frate proroc venit undeva din zona Botoșanului, nu îl cunoșteam, nu mă cunoștea, care spunea ceva de genul lucrarea respectivă. Te-am văzut într-un avion, plecai spre o țară pentru o lucrare. Și a zis Domnul așa, nu te îngrijora, stai liniștit, fii pe pace, călătoria și lucrarea aceasta va fi și sub privire și sub protecția Domnului. Dar, menționa el, țara aceasta nu este o țară gen Germania, Franța, adică Europa, ci este o țară îndepărtată, undeva la distanță mare. America. După, nu m-am gândit la asta, sincer. După această lucrare au mai fost încă două descoperiri, una pentru tatăl meu și încă una pentru mine, lucrări clare și autentice și am înțeles în mod clar că Dumnezeu a vorbit. În anul 2018 și 2019, la invitația familiei Balic, misionari și prieteni foarte apropiați nouă, ca și familie, am fost la Romiscon, conferința anuală de misiune. Mi-aduc aminte, cred că am participat și eu. Așa, unde ne-am și întâlnit, fără să știm unul de altul, ne-am întâlnit acolo. Cum ne-a ghidat Dumnezeu. Cred că era vorba de ceva cu secerișul, implicarea în marele seceriș. Da, tema era mobilizarea bisericii pentru marele seceriș. Mobilizarea, exact așa. Așa. Apoi anul trecut, împreună cu familia, am fost la o tabără de misiune la Mărișel, organizată de APM, Agenția Pentecostală de Misiune Externă, unde am parcurs și cursul Kairos. Toate acestea au aprins în mine o dorință de a cunoaște mai multe lucruri despre ceea ce înseamnă misiunea. În urmă cu aproximativ 3 luni de zile, aproximativ, am fost abordat și invitat în această lucrare din Uganda. Primul lucru care mi-a venit în minte atunci când frații de la APM m-au chemat, mi-a venit în minte lucrarea ce am avut în urmă cu 5 ani de zile. Și am înțeles că da, acum este momentul și timpul să plec încolo. Deci ai ajuns în Uganda pentru că Dumnezeu a vrut. Așa. Și te-a pregătit. Vezi ce frumos te-a pregătit Dumnezeu. Prima oară ți-a spus prin mod profetic, printr-un om al său, am de te dus într-o altă țară cu avion. După aia ai mai avut alte lucrări și Dumnezeu te-a pregătit și prin cursul Kairos și prin conferințele Romiscon. Foarte frumos, Dumnezeu așează lucrurile ca să ajungem acolo unde trebuie să fim. Sunt foarte curios și unii din cei care au auzit despre ceea ce o să vorbim în seara asta m-au pus tot felul de întrebări. Cum sunt oamenii de acolo? Ce salariu au? Cum se descurcă? Cum se închină? Sunt mult diferiți față de noi? Au biserici? Ce fel de biserici? Da. Cultura este diferită, în primul rând. Uganda este o țară splendidă, cu peisaje deosebite. Este numită și perla Africii, datorită reliefului bogat care îl are, dar totuși o țară săracă. Condițiile de trai, mâncarea,
locuințele, magazinele sunt diferite de cum e la noi. De exemplu, doar un exemplu îți dau, un muncitor în construcții, un om care lucrează în construcții, pe zi este plătit cu 5 euro. 5 wow. euro la zi. Asta 5 euro, asta e undeva cât un meniu Big Mac la 25 de lei. Big Mac la McDonald's. Îți dai seama, să lucrezi o zi întreagă pentru un meniu la McDonald's. Cam ăsta e salariul pe care îl are un ugandez. Foarte, da. Foarte slab plătiți față de noi. Așa este. Despre muzică, despre închinarea lor, despre bisericile care sunt acolo. Putea să ne spui ceva? Da, aș putea să spun multe, dar împreună cu echipa care am fost, formată din 5 persoane, am realizat un filmuleț, o scurtă prezentare a lucrării de acolo, ceea ce înseamnă biserica, lucrările în desfășurare, cultura lor, chiar oamenii care sunt acolo se văd foarte bine în filmuleț și cred că filmulețul respectiv va răspunde foarte bine tuturor acestor întrebări și ceea ce poate ceilalți ar vrea să vadă. Foarte, foarte bine. Înseamnă că vă putem difuza acest filmuleț ca să-l urmăriți și hai să ne uităm împreună. Misiunea lui Dumnezeu curge din însăși natura sa. El este prin natură și prin definiție un Dumnezeu al misiunii, lucru de altfel ușor de observat în întreaga Scriptură. Gândiți-vă astfel, misiunea nu există pentru că Iisus și-a mandatat biserica, ci mai degrabă, Iisus și-a mandatat biserica pentru că Dumnezeu are o misiune. Prin urmare, biserica datorează însăși existența sa, misiunii lui Dumnezeu. Teologul elvețian Emil Brunner declara: după cum focul există prin ardere, biserica există prin misiune. Altfel spus, unde nu este ardere, nu este foc, și unde nu este misiune, nu este o biserică. Însuși Iisus Hristos a venit să împlinească misiunea lui Dumnezeu. El a deschis o cale prin cruce, prin care toți oamenii de pretutindeni să poată fi împăcați cu Dumnezeu. El, de asemenea, ne-a mandatat pe noi, ucenicii lui, să continuăm planul său răscumpărător. Ceea ce le-a spus ucenicilor săi înainte de înălțare, ne spune și nouă astăzi: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După 2000 de ani de existență, biserica încă nu și-a încheiat mandatul. Încă în lume sunt popoare întregi care nu au auzit vestea bună a Evangheliei. Uganda este o țară predominant creștină, situată în Africa de Est, dar în interiorul căreia există încă popoare considerate neevanghelizate. Un astfel de popor este și Batua, un trib de pigmei scos din junglă în urmă cu 12 ani de către guvernul ugandez, pentru că au dorit să facă din junglă un habitat favorabil gorilelor de munte. Batua era considerat un popor fugar, marginalizat și fără Dumnezeu până în urmă cu 5 ani de zile, când, luminați de Duhul Sfânt, o mână de credincioși români din țară, diaspora și din America au înțeles urgența și s-au dedicat acestei nevoi. Astăzi, după o implicare unită a mai multor persoane din țară și din diaspora, tribul Batua este considerat un popor atins cu Evanghelia. Pentru că este un popor numeros și răsfirat în mai multe locații, au fost construite 4 clădiri de biserică, iar celor mai năpăstuiți dintre ei și câte o căsuță, peste 60 la număr. Mai mult de 250 de oameni au încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului și acum laudă pe Dumnezeu pe dealurile din Uganda. Thank you.
fost descoperită o nouă locație de pigmei Batua, aproape de granița cu Congo, în Fort Portal. După ce am vizitat și am văzut starea în care trăiau, am înțeles din partea lui Dumnezeu că acolo trebuie pornită o nouă lucrare de mântuire a oamenilor. Un teren a fost cumpărat în acest sens și o lucrare de păstorire a oamenilor a și început. Le-am dăruit alimente, îmbrăcăminte, ne-am rugat pentru ei, am stat în mijlocul lor și le-am ascultat nevoile. Acum însă ne dorim ca în următoarea etapă să începem lucrările de construcție și ucenicizare a acestui trib de pigmei. Știm că este o provocare, știm că nu va fi ușor, dar din experiențele anterioare am înțeles că atunci când Dumnezeu te trimite, tot El este Cel care te va susține. Vă invităm să fiți alături de noi în această frumoasă lucrare. Haideți ca împreună să împlinim scopul mântuitor al lui Dumnezeu cu privire la toate popoarele. Domnul Iisus Hristos a spus, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Dar pentru că viziunea este mult mai largă și pentru că încă vorbim de peste 5.000 de popoare considerate neevanghelizate în lume, o bază de misiune a cărei construcții se apropie de finalizare a fost așezată în Entebbe. Scopul este ca în următorii ani, într-un mod strategic, bine planificat, să fie începute lucrări de evanghelizare în țările din jur, precum Ruanda, Kenya, Sudan și Congo. Poate pentru unii pare un plan grandios sau irealizabil, însă, privind la cele realizate până acum și cunoscând puterea lui Dumnezeu, nu putem spune altceva decât ceea ce psalmistul afirmă cu tărie în Psalmul 27:1. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Foarte frumos video, cuprinzător. Cred că ați cuprins în video ăsta lucrările importante pe care le-ați făcut în Africa. Din toate experiențele pe care le-ai avut acolo, sunt convins că au fost multe, ai putea să ne spui una care ți s-a părut mai specială? Da. Duminică seara, înainte cu o zi de plecarea noastră, după un timp de părtășie avut cu muncitorii prin cântare, rugăciune, vestirea Evangheliei, a mers să ne rugăm pentru o femeie pe nume Ruth, bolnavă de sida, care era la pat de o bună bucată de vreme. Ne-am rugat, frații păstori i-au făcut și ungerea cu un de lemn, conform Scripturii, după care am plecat. După 6 zile, mai exact sâmbătă seara, Florin ne-a transmis că se simte mult mai bine, dar cel mai important este că a cerut botezul în apă și, spunea ea, în cel mai scurt timp posibil vrea să facă lucrul acesta. Dumnezeu a lucrat. Înseamnă că Dumnezeu v-a rânduit pe voi să fiți acolo pentru lucrarea aceasta. Domnul să fie lăudat. Interesant, în următoarea zi, după ce frații s-au consultat, s-au sfătuit, au hotărât să îi se facă botezul. La doar câteva ore după oficierea botezului în apă, femeia aceasta, sora noastră acum, Ruth, a plecat acasă la Domnul. Dumnezeu a chemat-o acasă, a murit. Deci eu sunt convins că Dumnezeu v-a rânduit pentru ceasul acela să fiți acolo, să duceți mesajul Evangheliei. Cred că s-a folosit Dumnezeu. Da, și pentru ceasul acesta. A fost un plan deosebit al Domnului, o lucrare minunată, un suflet mântuit, putem spune, chiar în ceasul al 12-lea. Chiar vorbeam cu echipa și ziceam chiar și pentru femeia aceasta, doar pentru întâmplarea aceasta, dacă am fi mers în Uganda, măcar că au fost multe alte experiențe, este suficient și pentru noi este de ajuns. Ce frumos! Dumnezeu să fie lăudat! Amin! Mulți sunt interesați să
pună întrebarea asta, am putea să mergem și noi în Africa? Cum ne-am putea implica? Care sunt modurile prin care să punem și noi osul la treabă și să ducem Evanghelia până la marginile pământului? Da, fiecare dintre noi ne putem implica și suntem ca biserică, suntem chemați la lucrul acesta. Avem datoria să ducem Evanghelia la toate neamurile și până la marginile pământului conform Scripturii. Sunt convins că Dumnezeu caută oameni disponibili care să asculte vocea, oameni puri, oameni simpli. Pur și simpli. Pur și simpli, care să stea la dispoziția lui Dumnezeu, să ducă porunca Domnului aceea de a ajunge Evanghelia la toate neamurile și până la marginile pământului. Sigur, ne putem implica. Un lucru foarte important care l-am văzut și prin care ne putem implica este rugăciunea. Spun aceasta deoarece fiind acolo cu echipa pe câmpul de misiune, pentru noi a fost foarte încurajator faptul că am știut că avem în spate oameni, biserica, familia, prietenii, care stau în rugăciune pentru noi. Prin mesajele lor de încurajare, de îmbărbătare care le-am primit, am înțeles că da, sunt în spate oameni care stau în mijlocire și în rugăciune. Un lucru prioritar prin care ne putem implica este rugăciunea. Deci un prim lucru prin care noi ne putem implica să ducem mesajul Evangheliei până la marginea lumii este rugăciunea. Da. Rugăciune focalizată pe misionari, pe biserica persecutată din cauza credinței, pentru proiectele care sunt deja în desfășurare sau pentru celelalte care vor mai veni sub lumina și călăuzirea Domnului. Chiar în sensul acesta este și un calendar de rugăciune al APM-ului, al Agenției Pentecostale de Misiuni Externe. Este un lanț de rugăciune care se face vinerea o dată pe lună. Unde putem găsi calendarul? Există un site? Calendarul este și listat, dar este și un site al Agenției Pentecostale de Misiune Externe, al APM-ului. Acolo găsim toate detaliile acestea. Pentru cei doritori, puteți să accesa site-ul și da, găsiți acolo toate informațiile. O să lăsăm link-ul în descriere ca să puteți accesa acest site și să vedeți calendarul de misiune pentru rugăciune. Da, un alt mod prin care ne putem implica este acela de a ține legătura cu misionare din câmpul de misiune. Printr-un telefon, să-ți faci timp odată la un anumit interval de timp pe cei pe care îi cunoști sau chiar pe cei pe care nu-i cunoști, să-ți faci timp să le dai un telefon, să le trimiți un mesaj de încurajare. Pentru că fiind acolo în câmpul de lucru, poverile sunt multe, sunt grele, ce bine este un mesaj de încurajare, un telefon, poate chiar de la cineva pe care nu știi, să spune frate, sunt XY din cutare și cutare loc, să știi că suntem alături de tine, ne rugăm, face foarte mult lucrul acesta. Categoric, și nu ne costă mai nimic, puțin din timpul nostru să-l dedicăm pentru aceasta. Mm-hmm. Și bineînțeles, încă un mod prin care ne putem implica este din punct de vedere financiar. Chiar dacă fizic, poate unii nu vom ajunge niciodată într-o țară ca și aceasta, Uganda sau în altfel de țară, putem fi părtași aceste lucrări prin finanțele noastre, prin banii noștri, funcție de cum Duhul Domnului ne călăuzește pe fiecare. Da, deci putem să ne implicăm și în modul acesta, dând din ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Dar putem și noi să ne oferim lui Dumnezeu, mergând acolo? Sigur. Calea este liberă, deschisă, luăm legătura cu Agenția Pentecostală de Misiune și chiar este indicat, chiar recomand, ca unul care am fost, recomand o astfel de ieșire misionară pe termen scurt. Este o experiență deosebită, cu o nouă viziune a ceea ce înseamnă această lucrare de misiune. Așa cum am spus, Dumnezeu caută oameni disponibili, oameni puri, oameni simpli, gata să împlinească porunca Lui, aceea de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Pentru mai multe detalii, cred că Ionuț e gata să stea la dispoziția noastră, la dispoziția celor care doresc să se implice și să ofere mai multe informații. Dacă vrei să mergi în Uganda, cred că poți să faci lucrul acesta. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, vă salutăm și vă dorim să fiți puri și simpli, așa cum suntem sau ne dorim să fim și noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.